Și tu poți fi cel mai bun trainer. Prinde oferte legendare pe G2A. Caută detalii în descriere. Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod de Pixelmon. Sunt aici pe live cu o grămadă de oameni. Că m-am mâncat și am făcut anunț pe YouTube. Și bineînțeles că se strânge lumea când face anunț pe YouTube. Ce oameni răi, mă. De ce nu-și instalează și aplicația pe telefoanele mobile oare? Să primească acolo. Ha, ce oameni răi. Noi avem locuri în primele rânduri, ne zice Ionuz de pe live. Și video-ul ăsta că nu se apără pe YouTube mâine, probabil, răzvita boss, probabil. Sky vrea să filmeze Pixelmon pe live? Ce rebel! M-a apucasem pe live să înregistrez Mafia 3 și lumea, păi vezi că trebuie să înregistrez și Weekly Sale, trebuie să înregistrez și Pixelmon, că azi n-ai pus. Așa e, bine, gata, ce mai? M-a prins? Nu mai poate omul să facă nimic. Bun. Avem un noroc de un mod. Ah, dar nu, că nu am instalat Shark ăla, Game Shark-ul. Da, supărător rău, frate, când ai un mod dintre ăsta care nu-ți merge. Am ascultat de sfatul vostru și am luat PC-ul după mine. Chiar nu mă așteptam să pot lua calculatorul după mine. Dar să rămână de sfat, a mers, chiar a mers. Chiar nu mă așteptam de chestia asta. Poate că ar trebui eu să instalez Game Shark-ul și să mai duc să mă plimb pe aici. Un modkip. Un modkip ce ar mai fi. Hai să instalez Game Shark-ul în puii mei, că după aia mă enervez. Bun, am revenit. Avem și Game Shark-ul instalat. Putem să ne facem de cap acum. Îmi punea cineva pe live întrebarea, cine, cred că ne-a merișor. Cu ce filmez și cu ce editez și... Ești tu? E pur și simplu... Lure Ball. Ok. Da? Nu mai arată? Da, mi-o mai arată în continuare pentru că încă e ăla acolo. Mi-o mai arăți acum? Și nu pot să fac click dreapta înapoi cu pământul pentru că dacă fac click dreapta îmi e crapă. Ești tu urâtule. Game și-ar cu vieții. Bă, și nici nu-l actualizează oamenii, asta mă enervează. Și-o fi mai atât de greu să actualizezi o prostie de mod. E din august. Ce ziceam? Dude, e enervant. Serios? What? Nu, mi s-a schimbat controlele de la Game Shark? Da, s-a schimbat controlul de la Game Shark, ok. Băi, da, nu știu. Păi și stai puțin. Astea le mai am aici? Ia, modkip. Da, le-am. Ok, slavă cerului. Mă gândeam să vezi că stau ca tâmpitul, caut modkip și de fapt nu găsesc modkip. Așa, înregistrez cu ceea ce se le chema înainte Shadowplay. Parte din GeForce Experience. Acum nu se mai chema Shadowplay, se cheamă Share. Pur și simplu, Share. Știu, e... Da. Așa, trecem peste amante. De ce? Pentru că am placă video Nvidia, deci pot să am GeForce Experience și asta, dacă aș avea AMD, n-aș putea să fac cu treaba asta. Și nu îmi afectează absolut deloc performanțele jocurilor, joacelor, era să zic, Doamne, Jesus. Deci îmi pot permite să... Zim, te rog frumos, că te pot omoră din prima. Și ce-mi dă? Mi-a dat ceva? Zim, ha? Nu mi-a dat nimic. Nu mi-a dat, mă, nimic, gușterul. Faci. Are un colț ceva care, pe care îl poți lua de la ăla și să-l evoluezi. Deci ca să evoluezi fix același Pokémon, trebuie să omori Pokémon de același tip ca să-ți pice un colț de la ei. Știu, aiurea. Da, deci nu mi afectează performanțele jocului și din cauza asta filmez cu acest Shadowplay. Și tot cu Shadowplay înregistrez și benchmark-urile când mai testăm noi câte o placă video, câte ceva. La fel din același motiv.
Da, când, nu stai, când înregistrez Minecraft în afara live-urilor, nu-l înregistrez cu acest Shadow Play. De ce? Pentru că de când au făcut ei update-ul la GeForce Experience la versiunea 3, apare o prostie la începutul, când dai start la înregistrare, apare un mic pop-up pe ecran în care zice că s-a început înregistrarea. De parcă n-am lucrat cu această aplicație de 2 ani de zile și sunt noob și eu nu știu când începe în înregistrarea și apăs ca tâmpitul. Dar mă rog, e o chestie așa de bun simț și de oameni proști. Și chestia aia, practic, 8 secunde trebuie să stau ca prostul la începutul fiecarei înregistrări și să nu vorbesc. Ia, ia. Geodude-l scot la tine, nu? Level 48, nu știu dacă pot să-i fac ceva. Nu vreau să-l distrageze mult magnitude. Hai să vedem de curiozitatea. Bineînțeles că e mult mai rapid Charizard-ul. It wasn't very effective. Păi e... fuck. Apă, dar nu am Pokémon de apă. Și ăsta de rock sau așa nu e absolut, n-are absolut niciun efect. Smackdown. Da, dus, pa! Bravo, mă! Da, nu, cu Zangus, că... putem încerca cu Charizardul nostru? Hai să vedem ce știe Charizardul. Dar n-am decât Fire și e imun. E absolut imun. Wasn't very effective. Vrei tu să-mi spui că Fire Blast-ul ăsta e... Dar eu n-am Fire Punch, sunt alte prostioare. Mamă, cât a dat flamethrower-ul lui, ești nebun. Zice? De curiozitate. Da, sharp. O să aibă. Critical hits. Wow, ok. Parcă văd că Charizard-ul ăsta e mai bun decât al nostru. La stats-uri. Nu te cred că l-am capturat din prima. Wow. Ok, deci Charizard-ul nostru, defense... Asta e nașol la Charizard-ul nostru. Defense 74 cu minus, da? Defense 85, dar are atac. What? Serios? Ba nu, stai. What? Ăsta e al nou. Deci ăsta era de fapt al nostru. Am defensul mai bun, dar atac slăban. Și ăsta am defensul mai prost, dar atac primul. 103. 24. Happiness 255. Ok, și ce moves ai tu? Are flamethrower-ul și flame burst. Blade verde să se zoom the sky, mai să make the target flinch. 75. Ia să-l păstrăm noi pe ăsta, mă, deși, na, pui mi defense, aiurea. Dar hai, mă, ce care vrea să mă atace? Fanfi, scorupi. Hai să ne bătem cu scorupi, sigur, de ce nu? Care-i poison sting? Dă-i în fraier, it wasn't very effective, really? Used tackle! Încercăm un bugbite? Slăbuț! Juga mea! Pursuit time bite, să vedem. Natural gift. But it failed. Și pursuit-ul? Slăbuț iarăși. Bugbite? Parcă vezi că îmi dă un tucricul damage. Dă-i mă, fraier, omoară-mă. 159 de XP, you won the battle. Și atât? Ok, hai să dormim. Nu!
Bineînțeles că am uitat că atunci când pun ceva, când fac click dreapta cu ceva în mână, îmi crapă jocul. Of course, of course. Revenind la oile noastre. Bă, căpi și picioare. Hai să ne scoatem Charizard-ul de level 48. Să creștem HP-ul. Ocazia asta mai folosim și noi Hyper Potion și toate alea. Hai să scoatem Geodude. Așa. Ia de aici, my friend. Scoatem și Scorupii. Scorupii. Bun, cine mai are nevoie? Charizard level 43, are rost. Zangus. La asta nu crapă jocul, că doar de. Așa e în tenis. Hai să te băgăm și pe tine cu maxim. Bun, și să ne mai plimbăm un pic, poate mai găsim ceva interesant pe aici. Băi, știi ce? Nu, stai așa că e noapte. Uite un Snorlax acolo. Hai să vedem aici de matchip-ul ăla, poate reușim să-l găsim. Bun, revenind la discuția noastră anterioară. Atunci când nu sunt în live, înregistrez cu Bandicam. Așa. Iar de editat cu Cyberlink Power Director 14, înainte filmam, editam cu Sony Vegas-ul, dar Sony Vegas-ul nu prea se ocupă oamenii de aplicație și era cam vechi și randa super, super încet. Este un pic mai complex în ideea că îți permite să faci mai multe lucruri și pentru asta sunt recunoscător. Am lucrat cu Sony Vegas-ul câți ani, mă? Nici nu mai știu. 4 ani, 5 ani, nici nu mai știu câți ani am lucrat cu Sony Vegas-ul. Dar, na, ce să-i faci? Bun, glider ăsta, friend. Ce ești tu, my friend? One hit kill, bravo. Bun, și nu mi-a dat nimic, nu? Bineînțeles că nu mi-a dat nimic. Rapă jocul și când... Ia mai să scoatem scorupii la el, dacă tot de level așa mic. Nu știu, pot să dau bite? Flinched. What? Mai dă o dată, hai bug bat. Wasn't very effective. Nu contează. Și așa el un pic de XP acolo, de ceva de level 6. Bun. Da, ziceam că cu Sony Vegas am experiență destul de mare, dar n-am ce să-i fac. Dacă nu vrea, nu vrea. Asta este. Dacă s-ar mișca un pic mai repede și bineînțeles că Cyberlink-ul se mișcă extraordinar de rapid și îmi pot permite 10-80 la 60 de cadre să randez super, super repede. Dar na, ce poți să-i faci? Asta este. Bun, hai să vedem ce mai zice lumea pe live. Sky e fratele geamăna lui Sky. Sky scris că aici și Sky scris că pai. Ce? De ce sunt mă nesimțit? Mă, imperator, ce faci tu mie, mă? Nu am încredere în Sky că nu mai răspunde pe live. Este? Ce mărlan pot să fiu? Uite, putem să ne ducem aici în sus. Să mai explorăm un pic. Ok. Hai să explorăm un pic în partea asta. SKAI e mai nașpa decât SKY. E rău, nu ne răspunde. După aia merișor, Sky e cel mai tare. SKY. Să-i pui neapărat lui Charizard de level 48 flame throw. Dar l-are. L-are, man. Level 48, da? L-are. A venit cu flamethrower. Și Flame Burst-ul ăsta, care are level 70, față de... l-aveam și... What? L-aveam și aici? Da, l-aveam și aici, fii atent. Level 70, adică, mă rog, atac 70, 65... Uite, Fire Punch e mai bun decât... Și Fire Punch e Physical versus Special. Da, nu știu, poemei. Stats, Defense, Speed... Stai, n-avea speed mai mare? N-avea 120 ceva, trebuie să mă uit înapoi pe înregistrare. Parcă avea mai mare speed, what the hell, ce s-a întâmplat?
M-am prostit eu? Să sperăm că nu. Mai mult decât sunt. Swamp. Swamp, swamp, swamp. Hai cu un mat chip. 58 pe live, mani, de bine. Mai anunță lumea în episoade să vină. Da, 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 I know. Ba... Asta e alt spawner? Wow, wow, wow. Ce mi-a găsit, mă? Iar o prostie din asta de loot chest. Da. Eu vreau să mă găsească matchip și alte prostioare și el îmi găsește loot chest-uri. Honey... Magnific. Ce pot să zic? A crăpat live-ul și a trebuit să dau refresh. Aoleo. La mine e rip live-ul. Și la mine. A crăpat live-ul. Ce, bă, de ce a crăpat live-ul? Ioi, ioi, stai așa că avem aici ăsta. Mamă, ce mă enervează că rămâne loot chest-ul ăsta aici. Dude, am luat deja loot chest-ul. De ce mai are săgeată către el? Așa. Aici nu avem marker? Ia, stai așa. Da, nu avem marker. Ta-ta-na-na. Ice punch. Hai să le... Deci am zis că cumpărăm tot ce este peste 10.000, da? Grass knot, poison jab. Poison jab mi se pare că nu avem. Sau nu. Nu, nu-l avem, că am luat altceva în loc de poison jab, dar nu mai știu ce. Ok, și de vândut nu avem ce să vindem. Așa, pe voi vă punem acolo. Vrem să le mai terminăm pe alea. Hai să punem un punct pe hartă. Să duc epic 4, mi se pare că e ăsta. Tu pe aici nu ai niciun fel de calculator ceva, nu? Ok, să mergem la... În primul rând aici să vedem ce loot are chest-ul. Tururu, diamant, tătec, aur, epic. Pum, 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 pum. Am dat refresh, gata, merge. Ne filim. Gata, bă, Sky, nu mai pot. Telefonul mă duce la disperare. Eu îți transmit un călduros noapte bună, spor la treabă și dacă ai spune în episod noapte bună, nenea Green, ne filim. Te-aș pomeni de bine toată viața, ne mai auzim. Noapte bună, nenea Green, ne filim. Salut, Kingsmere. Uite și noi pe aici, înregistrăm pentru YouTube. Oare ce mai face Miau? Hai să nu ne întrebăm ce mai face Miau. Oh, ce oameni. Da, hai să scoatem Charizard-ul. Să ne mai plimbăm puțin. Poate, poate. Nothing found. Larvesta! Larvesta, Larvesta, Larvesta. Une, 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 une. Give it to me, baby. Aha, aha. Ia uite-l, ia uite-l. Ha, 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 ce faci, fraiere. Zangus direct. Nu stăm la discuții. Pam pam para pam 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 pam. Ram tam tak tam tam Pokeballs. Pokemon. I wanna be the very best. Ta never was ta 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 ta. M-am speriat de Sky când a țipat. Aoleo, nene Wolfstorm, bine ai venit pe live. Gata, l-am capturat? Tătic! Aș vrea să pun ăsta și o să dau să-mi crape. Încă un Arvesta? Băi, ce e cu norocul ăsta pe noi, ești nebun? Unii mă, unii mă, unii mă. Nu te despuna, fraiere, că vin la tine acum. Unii mă. Aha. Salut. Un swipe. Tuc, tuc, tuc. Mamă, ce noroc. Mamă, ce noroc. Zi-mi, te rog frumos, că ești super, extra, ultra, epic. Ăsta e level 8, e mai slăbuț. Ceea ce e bine, înseamnă că nu are toate mutările și toate cele. Hai, hai, hai. Go for it, go for it. Bro, free, serios, mă, string shot. Ce e aia, string shot? Speed was decreased. Bine că vrei tu speed.
Alin Popa, am revenit, anunțați televiziunea. De ce mi se tot blochează live-ul? Probabil că nu îți duce ori net, ori telefonul, man. Deci tu, o calitate mai slabă la live. Legenda spune că atunci când îi spui numele, apare. Da, 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 corect, nu mai zice nimic de miau și taci din gură. La cât de bine cântă Sky, o să primească copyright pe melodia de la Pokémon. Zici tu? Da. O să primesc zi de la de restricție. Ca să nu mai cânt, să le mai spartim pe aia. Ai mă, serios, în puii mei, că e al treilea sau al patrulea Pokéball. Ce puii mei? Pe prostie de la Arvesta de level 8. Mamă, poate nu e bun ăsta de level 8. Să vezi nervi. Come on, come on. Finally, în puii mei. Și acum bineînțeles că mi-arată calat în Staravia. Zim că bineînțeles că te-a descris Poison Sting. Zim că ia și ia Poison. Nu, de ce mă? Bine, hai să încercăm. Uai! Nu știu, asta e Scorpion was forced out. Mersi, păi și atunci la ce m-am mai adat, my friend, dacă was forced out? Cu Geodude trebuia să-l schimb eu pe Scorupi. Larvesta! Mamă, mamă, ce norocuri avem aici! Ce noroace! Ce nenorociri! Unii mă, unii mă! Unii mă, gușterul, 5 blocks away! 2, 2 pe fraier! Așa, bravo, Larvesta! Pa Niturix, pa Alexandru, sau nu, ce zice? Și eu la fel, fraților, pleci sau ce? Se blochează live-ul, se blochează live-ul. Man, nu știu, deci de calculator nu mai e problemă, poate e netul prost, poate am netul prost, se poate. Dați refresh că mie mi s-a rezolvat, iauzi. Deci e de la Hitbox care va să zică: salut, Ștefan! Ce mai face Angela? Da. Oh my god! Pentru aceia dintre voi care nu știți, Angela, când făceam GTA 5 cu Nimor și cu Leo, da, atunci când făceam așa, nărodul de Leo avea o voce, el, de o pițipancă pe care o numea Angela. Ce faci, dragă? Uite, mă dau acum cu roj. Nu, de ce am scos? What? Da. Așa, un apropo din ăsta, așa, numai pentru oameni, 5 oameni care știu despre ce e vorba. Bine. Băi, deși noroc că am avut de Larvesta în episodul ăsta, mă înjel. Foarte, foarte tare. Am prins 3. Unul din 3 trebuie să fie bun, nu? Sau deloc. Sau poate să mai întâmplă și chestii de genul ăsta. River Desert. Angela apare și în Dead by Daylight. Ia uzi. Mamă, da mă, da. Opa, 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 ce s-a întâmplat? Dead by Daylight, cred că am de 3 ori am înregistrat 3 episoade maxim. Dezamăgire jocul oricum. Nu e... N-a fost cine știe ce. Bine, sunt oameni care probabil încă mai joacă, dar e prea sinistru, așa, aș prefera zi mai degrabă un joc mai colorat, mai vesel, că doar te joci ca să te distrezi, să te simți bine, să te destinzi. Nu te joci ca să te omoare acolo, să te pună ăla în țepi, să sugă viața din tine. Băi, deșertul ăsta e nou. Este? Da, că acum îl descoperim pe harta. Tararata. Ioi, fii atent aici ce... Foarte tare, man. Foarte, foarte tare. Dyer ne zice: bă, Sky, rezultatul tău e mai bun. Mai știi ce ți-am spus? Și pune mișcări speciale gen flamethrower. Da, nenea Dyer ne zicea acum ceva vreme de... Da, are flamethrower, amândoi au flamethrower. Este asta, că domnule, vezi și tu la care are pozitive și la care are negative.
că nu e neapărat rău să aibă unele negative, știi? Hai să punem aici healer. Adică nu trebuie neapărat. Ia, poate să iasă pe ușa? Ai și pe ușa, bravo, măi. Dar noi unde ne ducem acum? Stai așa, hai să... Cred că ar fi bine să mai explorăm un pic din deșertul ăsta, că poate reușim. Ce șmecher arată ăsta? Ca un câine așa, sau o vulpe, sau un lup, sau ceva, arată foarte tare. Ce ziceam? Da, să mai explorăm un pic din deșert. Păi, nu știu, da, sunt de acord, da, deci spre exemplu, da, să zicem că ai pe roșu, ai roșu la special attack. Și asta, frățic. E un raton ceva. Dacă ai roșu la special attack și pixelmonul tău nu are niciun fel de special attack, deci niciuna dintre mutări nu e special attack, atunci nu te interesează acel special attack pe roșu. Da, e chiar un bonus că ai altceva pe zi, pe plus. Dar healer. Bravo. Nu, hai să scoatem Charizard-ul, că vreau să ne plimbăm prin, am zis, prin deșert, da? Aici e deșertul, hai să-l plimbăm. Unde e dragonul mândrei de la MSI? Băi, e pe undeva pe aici. Nu știu dacă la mine în cameră sau la ea în cameră. Pa, 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 Pokémon. Pociena. Așa se cheamă, serios? Care e diferența dintre special attack și atacurile normale? Pff, nu e absolut nicio diferență, din punctul meu de vedere. E un alt tip de atac și... nu știu. Poate o fi ceva interesant ce nu știu eu. Poate că un special attack este mult mai eficient dacă este dat de... spre exemplu, un water special attack, dacă este dat de pe un Pokémon de apă, poate are bonus mai mare decât un physic attack. Un physical attack, dar nu știu. Pentru ăștia care mai sunt pe live și după ce termin filmarea, să o chem pe mândră. Da? Bine, nene. Să vă zică de noapte bună. Avem încă un healer aici. A, stai, am ajuns la stătoc. Ok, ok. Așa. Mă, dar hai, nu se mai spunează nimic pe aici prin... tot prostia aia, mă, acolo. Ar fi trebuit... Hai să mergem să distrugem locul de sub el, că mă irită. Mă irită că-mi tot apare. Și din câte mi-au eu aminte, eu în configuri... Ai posibilitatea din configuri să-l faci să... A, ăsta e altul. Mi-a dat un berry. Bravo, măi. Ăsta de sub el. Așa, să dispară mai repede. Ai posibilitatea să-l faci să aceste loot chesturi să se regenereze cumva la un anumit timp ce conținutul lor. Dar na. Probabil că da, dacă n-ai vrea să explorezi foarte mult harta și te interesează în ideea asta, atunci da, probabil ar merge. Dar pentru mine nu. Cum îți dai seama dacă un atac e special sau normal? 2 secunde. Moves, da? Fire Fang este physical. Flamethrower este special. De ce nu facem SMP la seria asta? De ce n-ai continuat cu multiplayer? Întreabă Flavi. Mai Flavi, nu ne prea am găsim așa, fiecare cu timpul lui, cum are timp, ba în mijlocul zilei, ba noaptea târziu, ba, na. Și e mult mai lejer, am zis, oricum, deci în continuare joc pe server, deci putem să ne strângem, nu sunt nicio problemă, dar e mult mai lejer să nu stai după lume, știi? Plus că zi, la 4 oameni e foarte, foarte nasol să ne strângem toți, dar mai ales că acum am început și școala băieții. E super nasol să ne strângem toți.
Mamă, asta e evoluția de la Scorupi. Hai mă, serios, nu mai găsim noi un Larvesta? Și nici nu pot să pun patul jos acum să trec de noapte. Pentru că motive. Asta mă irită cel mai mult. Ok, deci cred că la Larvesta asta se spunea să nu mai pe timpul zilei. Că prea n-am găsit-o deloc noaptea. Am undeva scos ăsta cu zi. Exact momentul din zi în care se spunează, dar nu am acum, nu pot să-l scot. Să mă uit pe el. Un alt Scorupi. Sky, ți-l mai amintești pe câinele Bobiță din seria Mai clar, perfectul simplu. Câinele Bobiță, poate mitică. Diferența e că Pokémon în sine are alt stat de atac și special attack și faptul că anumite abilități se declanșează la contact, adică dacă este atacat normal, nu special, boost-ul de la tip e pentru ambele atacuri. Ne-a zis Dyer acolo. Până atunci, uite să vezi ce au celelalte Larvesta. Nu pot să fac nici chestia asta, că trebuie să pun PC-ul jos. Și-mi crapă. Dar presupun că am putea să mergem către casă. Hai să mergem ușor către casă și să vedem ce au celelalte Larvesta. Bun, dragilor, hai că am revenit. Am mai creștit odată, bineînțeles că am uitat că am GameShark-ul instalat. Mi-am să aminte de asemenea că avem cărți și în astfel de clădiri. După aia și am acertat lumea pe live că am mai găsit un sătuc pe undeva și bă, scai cărțile, ai grijă. Am creșuit, am dezinstalat GameShark-ul, am reintrat în joc. Hai să vedem de Larvesta asta ale noastre. Bun. Deci, ideea este în felul următor. Ideea este că am cam avea nevoie de special attack-uri, din păcate. Tot ce cu defense nu vrem pe minus, deci nu ne interesează. Da, deci nu. Atac. Uite, ăsta ar fi bun. Asta ar fi bun pentru că cele mai puternice atacuri de la deci Larvesta avansează în cele din urmă la Volcarona, care este Fire Bug type, da? Tot ca și Larvesta. Și cele mai bune atacuri de la Volcarona sunt de tip special. Deci ăsta ar fi o idee pentru că are pe plus la speed și atacuri normale nu avem, nu o să avem pe el în cele din urmă, dar ăsta de level 8, da? Hai să vedem level 11. Special attack clar nu, că avem mai special-uri și special defense iarăși nu. Ok, deci m-aș duce către ăsta de level 8. Că nu avem atacuri normale și avem pe plus la speed. Bun, ăsta de level 8 o să fie. Am zis că renunțăm la unul dintre Charizards. Și ăsta are combinații. Da, nu știu. Chiar că nu știu ce să vă zic. Hai să-l păstrăm pe ăla de level 28 doar pentru că este mai rapid. Ok, și să luăm Larvesta. Așa. Bun. Și dragilor, cam atâta pentru acest episod. Deci am găsit un Larvesta care să ne convină. Cât de cât. O să punem pe el numai atacuri speciale, Bug și Fire. Ok, să aibă cel mai puternic atac de tip Fire, o să fie Heat Wave. Văd că are un atac de tip Hurricane care este de tip Flying. De ce puii mei aș vrea un... Bine, are 120 atacul pe el. Super, super puternic, dar poate fac că nu e puternic, dar nu își primește bonusul de nicăieri, de niciunile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, nu știu foarte mult. Poate o abonare dacă nu ați făcut-o deja, un episod de un show. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!